Și Mănăstirea Strâmba din județul Bistrița Năsăud și-a sărbătorit astăzi hramul. Sfânta Liturghie a fost săvârșită cu acest prilej de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. La finalul slujbei, ierarhul a învestit-o pe noua stareță a așezământului monahal. Sfânta Liturghie de Hram a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, în biserica așezământului monahal. Ierarhul a evidențiat virtuțile Sfântului Ierarh Spiridon. Printre cei ce au fost prigoniți atunci, în prima perioadă creștină, a fost și Sfântul Spiridon. El s-a născut în Cipru, aproape de Târmitunda, om cu frică de Dumnezeu, cu o viață curată, cu o viață sfântă, păstor de oi. Ziceam că vorbim de păstorul cel mare, care e Domnul Hristos, și de păstorii cei mici. Păstor de oi, Sfântul. Și datorită vieții lui curate, la vreme potrivită, l-au făcut episcop. În prima fază era tocmai a 10-a persecuție împotriva creștinilor. A fost și el întemnițat, i s-a scos ochiul drept, i s-a tăiat pulpa stângă, a pătimit pentru Hristos și pentru Evanghelia lui. Dar a venit libertatea cea mare. Pe vremea Sfântului Împărat Constantin. Și Sfântul Spiridon a continuat să fie și păstor de oi, dar și păstor de oi cuvântătoare. Datorită vieții lui curate, Dumnezeu l-a ascultat. La finalul slujbei, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a învestit-o în noua ascultare pe stareța așezământului monahal, Monahia Justina Ignat. Prin voia lui Dumnezeu, în luna martie acestui an, prima stareță și ctitora a mănăstirii, Monahia Epiharia, a trecut la Domnul. După ce s-au rânduit toate cele cuvenite, astăzi, cu ocazia hramului mănăstirii, de Sfântul Ierarh Spiridon a fost instalată noua stareță, Maica Justina Ignat. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru acest eveniment și nădăjduim ca mănăstirea să propășească pe mai departe. Suntem în construcție, biserica este foarte frumoasă și terminată, însă se lucrează la noul corp de chilii, la Casa Duhovnicului, și nădăjduim ca în curând să ajungem la slujba târnosirii. Sfântul Ierarh Spiridon este și protectorul și ocrotitorul mănăstirii noastre și mai ales în această zi de 12 decembrie, când l-am pomenit cu drag și cu emoție, mai ales că în mijlocul nostru a fost și înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Andrei, împreună cu Părintele Arhimandrit Dumitru Cobzaru și un sobor de preoți și diaconi, alături de sute de credincioși. De aceea rămânem recunoscători Sfântului Ierarh Spiridon pentru că a poposit în acest loc și de la an la an este tot mai iubit și tot mai cunoscut însăși prin această mănăstire care este construită pe Valea Bârgăului. De fapt, este mai nou și drumul care leagă Valea Bârgăului de Valea Someșului. Așezământul monahal a fost înființat în anul 1999 la cererea credincioșilor și la inițiativa Stavroforei Epihania Bruma, care a făcut demersurile necesare pentru obținerea aprobărilor. Mănăstirea a fost construită pe proprietatea Lucreției Zbarei, văduvă și mamă a 10 copii. Ea a donat propria casă și 2 hectare de pământ aflat în împrejurimi.